Există suspiciuni când astfel de lucruri nu sunt explicate. De ce vă spun? De pildă, domnul Cioloș, sau poate este vina mea, nu l-am auzit vorbind apăsat. Putea să o facă, indiferent că e europarlamentar și stă mai mult acolo, despre criză, despre problemele astea. Putea să o facă, putea să vorbească apăsat despre ele, nu? Adică nu l-a împiedicat nimeni, bănuiesc, și eu, să-și spună punctul de vedere. Dar eu vreau să vă întreb că există teoriile astea ale conspirației. Unele poate că sunt într-adevăr teorii ale conspirației, altele poate că au un sâmbure adevăr în spate. Nici o teorie a conspirației nu are succes dacă nu are și un sâmbure de adevăr în spate. După aia vin minciunile care coafează chestia aia. S-a spus că dânsul e omul francezilor. Așa s-a spus la un moment dat. A și fost, de altfel, a fost din partea României comisar pentru agricultură, nu? Comisar european. Da, a fost s-a spus că mai degrabă a fost al francezilor, care nu puteau să-l desemneze francezii comisar european, că intrau în conflict de interese, și s-a găsit formula asta. Și că domnul Cioloș joacă pe direcție franceză. Apropo, o să vină domnul Macron în România, înțeleg, președintele Franței. Și că ăsta este un proiect. Și atunci vă întreb, să dă startul la astfel de mișcări în România câteodată și de afară, ca să terminăm cu teoriile conspirației, să știm cum stăm. Pot să știu asta. Știu că a existat o colaborare, e de notorietate și publică, dar nu știu detalii mai multe despre între domnul Cioloș și domnul Macron. Acum știți cum e, liderii politici naționali se folosesc și de relațiile pe care le mai au cu alți lideri europeni pentru a-și câștiga legitimitate. La un moment dat Merkel era la mai mult. Dar te poți lăuda și cu o poză la un moment dat, să spui că am o poză. La un moment dat Merkel, știu că Angela Merkel, arcălui mandat, iată, într-un fel este reevaluată în momentul de față, având în vedere relația cu Putin. Exact. Și era la mare căutare, o căutau politicienii din multe state. Eu cred că ar trebui să ne croim și drumul nostru și din experiența pe care am început să o dezvolt în politică europeană, sunt un pic frustrat că nu vreau să fiu, cum să zic, din ruda mai de la țară când stai la o masă europeană, și cred că România chiar are potențial să fim respectați, dar se întâmplă două lucruri. Suntem la un moment dat reprezentați de politicieni de mâna a doua, care nu inspiră respect, care nu sunt clari, și avem și această instabilitate de acasă. Asta ni se întâmplă și la Ministerul Transporturilor. Noi nu contam în comitetul ăsta, Consiliul Ministerial pe Transporturi, pentru că dacă schimbă un ministru odată la 8 luni... Ea nici nu apucă să afle cum se numea, deci, acum, ședință. Nu vreau să spun nimic bun despre regimul liberal al lui Victor Orban, departe de mine, și am fost un critic permanent, dar nu știu, ministrul de externe al lor e de 10 ani sau de 14 ani. Dar nu l-a schimbat nimeni pe SIAP. Nu spun nici că este bine să fie atât de mult timp în funcție, dar o anumită stabilitate de câțiva ani măcar, ca oamenii să știu cui se adresează și să poți să-ți faci un nume. Și în plus, România are de multe ori tendința de a se ralia altora și să meargă. Deci să fie, eu am spus follower, că e termenul acum la modă de pe Facebook, cei care urmează, nu cei care conduc. Și în criza din Ucraina, să știți că ne-am comportat, deși eram stat mare, stat în prima lângă Ucraina, ne-am comportat să vedem ce fac ceilalți și după aia facem și noi. Followers. Da, nu, dar se vede lucrul ăsta.